acolo. Salut, eu sunt Bogdan, ele Bogdan Hriscu. Astăzi vom face football challenge în piscină. Foarte mulți dintre voi mi-a spus să fac chestia asta, așa că astăzi vom face football challenge în piscină. După cum puteți vedea, de la clipul trecut a mai rămas ceva spumă în piscină, însă asta nu ne împiedică. Apăsați acolo butonul de like să strângem 30.000 de like-uri la clipul ăsta. Aveți și canalul lui Bogdan în descriere, puteți să vă duceți acolo să vă abonați la el. Și avem să cam atât. Îi dăm drumul la clip. Hai să vedem cine e mai bun la football challenge. Și începem cu prima probă. Trebuie să jonglăm cu mingea pe cap și cine scapă mingea, gen cine greșește, ăla a pierdut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Am ținut mai mult de 5, am făcut 6, 7, ceva de genul ăsta. 10? Ba, de fapt 10, da. Ok, trecem la următoarea probă. Noi stăm la jumătatea piscinei și avem 3 încercări. Să dai cu piciorul din piscină, să nimerești. E greu că da, e nașpa vestea apa. Dacă era mai puțină apă, era altă, așa că să ridici piciorul foarte sus. Okay, să-mi dau seama cât de mult se ridic piciorul. Gata? Când ești gata? Nu poți să ridici piciorul în parcă. Oh. Ai două până acum, da? Încercarea a treia. Trebuie să încerc de 100 de ori ca să dau o dată. Ah, aproape. Ești de bun! Bine, bă! Prima, bă! Forță! Bun, runda a doua, la fel de aici, de la mijloc, dar cu capul acum. Și! O, oh, bară! Oh, 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 din prima! Bine, din prima! Perfect! 1-1 la runde, runda numărul 3, lăsăm cutia pe casă, gen s-a bați out și mingea să se ducă în cutie. Da. Acum ai dat prea încet, vezi? O presimt. Da. Intră! Bar! Mai tare. Bravo. Bine, asta e. În sfârșit. Proba a patra, facem foarfecă în piscină. Cineva ne aruncă mingea și trebuie să faci foarfecă. O, să ne aruncăm unul la altuia. Sau așa, eu ți-o arunc ție de 3 ori, da. E mult mai bine așa. Păi și facem doar forfeca, dar nu s-o mai dăm, o dăm încolo, nu? Da, o dăm încolo, da. O arunci acolo și dai din. Aha, bun. Sau, de preferabil, cred că o să se ducă pe la vecin, dar cam asta e. E foarte greu cu apa. E greu pentru că trebuie să scoți piciorul și e greu. Sar cu piciorul ăla și când o scot, da, apa, te încetinește apa, știi? Da. E nasur. S-a văzut mișto? Da. Aruncați-o. 5-a probă, cred, nu? 5-a. A 5-a probă este să... S-a pornit un vânt. Este să facem pe picior în piscină. Cine face cele mai multe pe picior? A, să junglăm. Da, da, să junglăm pe picior. Faci deschiderea. Bă, poate vântul să nu mă mai ia frigul acum. Hai. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Păi fac așa până mă plictisesc. Bă, dar tu poți mă dește, eu nu pot. Dar trebuie să încerci cu piciorul. Se termină clipul, apăsați butonul de like, dați și un share pe Facebook. Nu știu câte am făcut. Da.
Balerie, okay, deci era 2-2, acum e 3-2 la probe. Ok, runda a 6-a, ne băgăm în apă cu totul. Și trebuie să faci pe picior stând în apă. Să ții mingea pe picior. Cine jungăm, face? Jungăm din fund. Da, cine face cele mai multe? Da, jungăm din fund. Okay. Ok, încep eu? Hai. Bun. Hai să vedem. Stai. 4. Câte am făcut? 4. 4. Ok. E greu pentru că e poziție nasoală. Hai, eu nu fac nici două. Hai să vedem. Deci nu știu dacă fac două. Am făcut 4, e destul de bine. Cât ai făcut? 3. Băi, e ok. Mai facem câte una? Mai facem câte o rundă? Hai, mai facem. Hai, ok. Hai că am prins mișcare acum. Stai. Hai. Stai, mă, nu te mișca. Nu vrea să te apluc. Una, două, nu vrea. Două. Nu vrea. Nu mai pot, am zis că pot mai multe. E greu. E greu pentru că nici nu poți să stai într-un loc, știi? Doamna, ei trebuie să te echilibrezi. Și te duce apa. Asta n-a fost, asta n-a fost în plan, n-a fost în challenge chestia asta, mă, îmi pare rău, n-am vrut. N-am vrut. Mă pupui râsul. Chiar n-am vrut. Curai, lasă-o, deci nici dacă ne vorbeam nu puteam să facem chestia asta. Și mai avem o singură rundă, bonus. Stăm așa, ne băgăm în piscină și să jucăm la fel, să jonglăm cu capul. Jonglăm cu capul singur, da. Nu? Sau unul cu altul? Unul cu altul, da. Ok, hai. Nu mi-aș zic de două ori. Dacă reușim de 4 ore, perfect. E greu că nu ai decentă, știi? Da. Mamă. Ai, ai! Bine, mă! 4. E bun, e ok și așa. Cam ăsta a fost fotbal challenge în piscină. Sper că v-a plăcut. Apăsați acolo buton de like. Aveți și canalul lui Bogdan în descriere. Duceți-vă pe la el și abonați-vă. Dacă mai vreți clipuri de genul ăsta, apăsați butonul de like, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram la Marius Bogdan. Facem partea a doua. Facem și partea a doua. Cam atât cu acest clip, cu voi astăzi a fost Bogdan și Bogdan, iar noi ne vom revedea la următorul video. Pa!